În localitatea Brăhășești, din județul Galați, s-a desfășurat ieri ediția a 6-a a campionatului școlar de fotbal Tinerețe și Credință. Activitatea sportivă a fost organizată de Protopopiatul Nicorești, în colaborare cu Școala Gimnazială din Brăhășești, în contextul Anului Omagial al Satului Românesc și al sărbării, în data de 8 aprilie, a Zilei Internaționale a Romilor. Evenimentul a avut loc în sala de sport a școlii din comuna Brăhășești și a reunit tineri din parohiile Hânțești, Țepu, Ghidigeni, Toflea, Priponești, Ciorăști, Tecucel, Poșta Berheci și Gohor. Au fost prezenți la competiția sportivă peste 150 de copii grupați în 8 echipe de fotbal. În satul Brăhășești s-a desfășurat campionatul de fotbal la nivelul protoieriei, cu binecuvântarea Înalt-Preasfințitului Părinte Casian, care a încercat să adune copiii din marea parte a școlilor din acest protopopiat pentru a pune în valoare talentele și totodată pentru a ne mai și mișca și a nu mai sta în fața calculatorului toată ziua. Este un prilej de mare bucurie pentru că aproximativ 150 de copii sunt prezenți astăzi în această sală de sport, unde satul românesc își arată talentele prin acești copii minunați. Totodată sunt puși în valoare și integrați și copiii din două comunități de etnie romă, de la Toflea și de la Gefu, unde și aceștia au găsit bucuria de a socializa și a fi în bucuria comuniunii cu ceilalți copii din celelalte școli. Prilej de bucurie pentru părinți, pentru copii, pentru profesori și pentru toți cei care au participat. Suntem gazdele unei competiții foarte importante. Școala Gimnazială Brăhășești, din comuna Brăhășești, județul Galați, este gazda unei competiții de fotbal, organizată în parteneriat cu Protoieria Nicorești, Școala Gimnazială Brăhășești, împreună cu școlile din zona aceasta, din nordul județului Galați. Un eveniment foarte bun, un eveniment gândit foarte bine, împreună cu preoții din această zonă, întrucât facilitează dezvoltarea copiilor, colaborarea acestora mult mai strânsă, având la bază ca și tematică sportul. Unul dintre obiectivele școlii pe care noi dorim să-l dezvoltăm este acela dezvoltarea educației prin sport. Iată că bisericile din zona de nord a Galațiului sunt preocupate de această latură de dezvoltarea educației prin sport și ne bucură foarte mult acest lucru. Noi suntem deschiși și bucuroși în fiecare an că se desfășoară aceste competiții la nivelul comunelor. Ne-am întâlnit în această zi la a 6-a ediție a competiției Tinerețe și Credință în cadrul comunei Brăhășești. În această zi am venit împreună cu colegii mei pentru a participa la acest concurs și poate pentru a câștiga și un premiu. Suntem foarte entuziasmați să participăm la acest concurs. Eu sunt din comuna Țepu. Am venit aici la acest concurs în care se organizează în fiecare an în postul Paștelui. Este o bucurie foarte mare să ne aflăm aici, să ne arătăm calitățile și am venit anul acesta pentru a face o figură bună. La finalul competiției, toate echipele au primit diplome, cupe, medalii, iconițe, revista Călăuza Ortodoxă a Arhiepiscopiei Dunării de Jos și dulciuri, toate premiile fiind oferite de Protopopiatul Nicorești.